Agri Innovator este un think tank, un grup de lucru, dacă vreți, în care am vrut să dăm voce tinerilor fermieri din România. Avem astăzi 108 tineri, le vedem energia. Ei sunt viitorul nostru, nu ne e frică cu ei. Inițiativa a venit de la ei. Ei au vrut să lucreze. Doar că aveau nevoie de un cadru, aveau nevoie de un mod organizat de a dezbate, de a strânge sinteze a ceea ce lucrează și de a publica niște poziții, dacă vreți, ale tinerilor fermieri. Deci este inițiativa lor, o susținem cu mare drag. Ne așteptăm să vedem periodic de la tinerii fermieri rapoarte, poziționări și credem că e un proiect de viitor. Sunt N lucruri la care se poate lucra ca să putem să schimbăm agricultura românească. Eu în ferma mea, de exemplu, mi-am dat seama că agricultura convențională nu mai este atât de sustenabilă cum era considerată cu ceva timp în urmă. Am luat decizia ca de anul acesta să elimin cât mai mult din produsele chimice folosite în agricultură. Am luat decizia ca utilajele convenționale să dispară din fermă și să fie înlocuite cu utilaje noi. Iar în zona de drone am făcut aplicări cu diverse produse pe solele mele. Am încercat să fac scanări multispectrale, prin care primesc o serie de informații ce mă pot ajuta în luarea unor decizii mult mai bune. Am văzut de pe scenă un lucru foarte frumos, cele două generații, părinți și copii. I-ați văzut pe scenă, au energie, vor să facă. Avem toată încrederea în viitorul acestui think tank.